Bună seara, prieteni! Din nou joi, septembrie, o nouă seară a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. După cum vedeți și pe ecranele dumneavoastră și după cum ați văzut și din postările anterioare, astăzi discutăm despre Strategia Națională pentru Păduri 2030. Așteptăm întrebările voastre, sugestiile, colegii sunt pregătiți, încep prin a-i da cuvântul prietenului Mihai Enescu, cel care și el sunt convins că a așteptat de mult să avem o conferință pe această temă. Bună seara, Mihai! Salut, Marin! Bună seara, prieteni! Nu chiar de mult, de vreo 2 ani așa de când a început tot procesul care a stat în spatele a ceea ce va fi prezentat în seara asta, să spun pe repede înainte, pentru că vorbim de o schiță dezvoltată în ultimii 2 ani a Strategiei Naționale pentru Păduri. Și am zis că e un moment oportun să îl invităm pe Ionuț Banciu, care actualmente este secretar de stat în Ministerul Mediului. La începutul procesului consultativ a avut o altă afiliere, nu o să o dezvălui, las lui plăcerea să ne povestească, dar sunt convins că ne va spune foarte multe și apropo de legătura dintre Strategia Națională pentru Păduri a noastră, a României, și alte cel puțin 2 strategii europene de maxim interes. Așa că vă invităm cât mai multe întrebări. Veți vedea, vom face nenumărate mențiuni, schița strategiei este încă în consultare publică, deci orice, să spunem, sugestie, recomandare este binevenită. Așa că haide să dăm drumul. Ionuț, îți predau cuvântul și mulțumesc că ți-ai făcut timp. Te rog. Mersi, Marin, mersi, Mihai. Mă bucur să fiu în seara asta cu voi. Deja o tradiție, conferințele pe FEBRO, live pe Facebook. Mă bucur că avem ocazia să discutăm și într-un cadru din ăsta mai puțin formal despre un document de viziune pentru viitorul pădurilor. Și îmi place cum sună titlul. Strategia Națională pentru Păduri. Adică obiectivul principal este să avem grijă de păduri, să ne asigurăm că vom avea păduri sănătoase și suficiente pentru viitor. Și da, am avut ocazia să lucrez la strategia asta din mai multe puncte, din mai multe perspective. În urmă cu 2 ani a început acest proces de consultare, de elaborare a primelor documente de opțiuni strategice. Atunci lucram într-un ONG și am contribuit, țin minte, în niște weekenduri câteva ore, pentru că e ușor să critici, dar e mai complicat să contribui efectiv la un astfel de document și îți ia timp și trebuie să iei din timpul tău și de asta vreau să insist un pic pe acest proces de elaborare, care a fost un proces cumva atipic pentru o strategie națională, pentru că a început în afara autorității centrale. Sectorul a înțeles urgența și necesitatea unei strategii forestiere, unui document de viziune, pentru că sunt multe obiective sau multe cutume sectorul forestier care pur și simplu nu mai pot continua. Suntem într-un context european diferit, într-un context social diferit, într-un context de proprietate diferit. Și deși a durat destul de mult, ar putea spune cei care pot critica acest proces, este un moment foarte oportun. Lansarea acestui proces final, suntem pe ultima sută de metri cu această strategie națională pentru păduri, vine exact la timp. De ce la timp? Pentru că avem deja aprobată strategia europeană pentru biodiversitate, avem aprobată strategia europeană pentru păduri, avem obiectivele climatice deja asumate la nivel european și la nivel național și la toate acestea strategia națională pentru păduri răspunde. Deci este o strategie aliniată cu obiectivele europene din aceste mari domenii, păduri, biodiversitate și climă. Vine la timp, îl consider și am mai discutat acest aspect, eu o consider un plan național de implementare a strategiei forestiere europene. În același timp, un document care vine să reașeze puțin principiile de gestionare a pădurilor, ținând cont de un nou context social, economic și bineînțeles, și de mediu și climatic. Discutăm foarte mult și despre dreptul de proprietate, despre interesele comunităților locale,
și a economiei locale, ne dorim ca pădurea să ofere, pe lângă protejarea biodiversității și să contribuie la obiectivele climatice de absorbție de dioxid de carbon, să contribuie la bunăstarea comunităților din zonele montane și nu numai, pentru că pădurea oferă, pe lângă lemn și coțene lemnoase și aceste multe servicii de mediu, apă, aer, oferă și locuri de muncă și cred că, mai ales în contextul actual, e important să utilizăm sustenabil lemnul. Bineînțeles, nu putem vorbi de o strategie dacă nu există un sistem de monitorizare transparent a activităților din sector, o monitorizare care până acum s-a focusat cumva aproape exclusiv pe controlul legalității lemnului. Cred că avem mult mai multe de monitorizat în sector și deși lucrurile astea se fac cumva, nu se fac vizibil sau se fac într-un cadru foarte tehnic, iar societatea nu înțelege sau nu știe de fapt ce se întâmplă cu pădurile României. Am făcut o prezentare, încerc să o fac cât mai puțin tehnică, pentru ca cât mai mulți oameni să înțeleagă ce ne propunem cu această strategie. E o strategie pentru pădurile României și știm interesul foarte, foarte ridicat al societății românești față de pădure, al intereselor legitime și foarte diverse ale oamenilor față de păduri. O să începem cu... Am o mică problemă. Ok, o să începem cu un obiectiv important, mai multe păduri în România. Ne dorim extinderea suprafețelor cu păduri. Avem un plan concret ca până în 2026 să avem mai multe păduri, o țintă de 60.000 de hectare. Este o țintă corelată și cu Planul Național de Redresare și Reziliență. Adică nu este doar un wish list, este deja un program, putem să numim un plan național de împădurire care este finanțat prin PNRR. Ghidurile de finanțare a acestor investiții în noi păduri sunt deja în consultare publică și vor fi lansate în curând. Și să creștem suprafața actuală a pădurilor din România cu 2% în perspectiva unui 2050. Bineînțeles că știm cu toții discuțiile despre păduri, parcuri naționale, arii protejate. Ne dorim ca cele mai valoroase ecosisteme forestiere din România, cele mai valoroase păduri să fie protejate și ne dorim ca dincolo de această, să zicem, protecție pe o suprafață de 10%, să asigurăm conservarea biodiversității și în cadrul proceselor normale de producție, adică și în pădurile care sunt gospodărite activ, să existe un obiectiv de conservare a biodiversității, practic să armonizăm legislația de protejare a biodiversității cu legislația silvică. Utilizare responsabilă și legală a lemnului. Nu ne ferim să spunem că ne dorim să utilizăm lemnul din pădurile României. Lemnul este o resursă regenerabilă, prietenoasă cu mediul și prietenoasă din perspectivă climatică, pentru că lemnul va trebui să înlocuiască materiale de construcții mai energetic intensive, care în procesul de producție emit mai multe gaze cu efect de seră. Aici ne referim la beton, la oțel și așa mai departe. Există standarde europene care se actualizează acum pentru a permite utilizarea lemnului în construcții din ce în ce mai înalte. Și aici sunt în general standarde referitoare la protecția împotriva incendiilor, dar și standardele de rezistență. Deci lemnul este un material prietenos cu mediul, regenerabil și care captează carbonul în momentul în care este inclus în produse cu viață lungă. Dar dacă vorbim de lemn și de utilizare responsabilă și legală, bineînțeles că trebuie să discutăm și despre fenomenul tăierilor legale și cum îl combatem eficient. Ne dorim un sistem de urmărire a provenienței lemnului eficient, ușor de urmărit și transparent, prin care accentul să fie pus la prima punere pe piață. În momentul actual avem un sistem, un Sumal 2.0, un sistem inovativ pe care foarte puține țări din Europa și din lume îl au, însă este un sistem în care fiecare bucățică de lemn este urmărită de la pădure până la rumeguș și este un sistem care necesită foarte multe resurse în momentul ăsta. Cred că dacă, ca principiu, dacă putem controla cât mai mult din lemnul care intră în piață și ne asigurăm că lemnul care intră în piață este legal și recoltat sustenabil,
procesarea ulterioară nu mai contează, pentru că proveniența și sustenabilitatea recoltării este asigurată. Un alt subiect important este că trebuie să ne bazăm deciziile politice pe informații și pe date științifice. Sunt foarte multe sisteme de colectare a datelor, sunt foarte multe instituții care dețin date, dar ele nu sunt încă colectate într-un sistem unic, transparent, care să ne ajute să monitorizăm și impactul politicilor pe care le aplicăm. Am luat o decizie cu privire la, o să dau un exemplu, cu privire la, nu știu, nu mai facem export de lemn brut. Haideți să vedem ce impact are asta asupra sectorului, să vedem, să monitorizăm acest impact și să putem lua decizii într-un sistem din ăsta de feedback continuu, în care o decizie luată la un anumit moment dat are un impact, vedem care sunt rezultatele și corectăm sau adaptăm deciziile în funcție de rezultate. Pentru asta avem nevoie de un sistem de monitorizare eficientă. Nu trebuie să monitorizăm tot, pentru că nu vom putea niciodată monitoriza un sistem atât de complex precum sistemul SILIC, dar trebuie să avem niște indicatori foarte clari în care urmărim ce se întâmplă cu pădurile din România. Și aici nu discutăm doar de recoltă de lemn, discutăm și de modul de regenerare, discutăm și de diversitatea pădurilor, de stabilitatea la schimbările climatice, biodiversitatea din păduri și așa mai departe. În plus, față de asta, este clar că avem nevoie de o platformă de dialog permanent cu societatea și de educație forestieră, pentru că vedem un fenomen îngrijorător. Societatea pare să nu mai înțeleagă rolul silvicultorului, rolul managerului de păduri, și cred că aici este nevoie de mult mai multă informare, de comunicare consecventă, profesionistă, ca oamenii să înțeleagă de ce avem nevoie de păduri și cum putem să le utilizăm cât mai corect și coerent posibil. Control eficient și transparent. Aici, da, avem încă probleme cu tăierile ilegale, dar când vorbim de control, nu discutăm doar de controlul legalității aprovizionării cu lemn, ci și a calității managementului din păduri. Și aici ne dorim o schimbare de paradigmă, pentru că în acest moment sistemul silvic este orientat pe respectarea unor proceduri, pe obligația respectării unor proceduri, a unor pași procedurale, a unei birocrații, însă trebuie să trecem la această decizie bazată pe obligații de rezultat. Avem niște indicatori foarte clari, niște limite sub care, pe care să le monitorizăm în permanență și niște indicatori de rezultat care să ne arate dacă decizia tehnică pe care am luat-o în pădure își atinge obiectivul pe termen lung. Vedem cazuri multe în care respectăm procedurile, respectăm normele tehnice și pădurea suferă sau e degradată sau e într-o stare deplorabilă. Cred că starea pădurii și starea acestui ecosistem ar trebui să fie o obligație de rezultat. Să avem păduri sănătoase, stabile, care să furnizeze în continuare servicii cât mai diverse pentru societate. Și asta va fi una dintre provocările, practic, implementării acestei strategii, să trecem de la un sistem birocratic bazat pe proceduri foarte multe și foarte greare la un sistem bazat pe obligații de rezultat. Și pentru că în România proprietatea forestieră este foarte diversă, este nevoie de un registru forestier național, o evidență precisă, transparentă a proprietăților de pădure, a stării pădurilor și a intervențiilor silviculturale. Avem proprietari care au suprafețe de sub un hectar până la mari proprietari de păduri, inclusiv statul român, diverse tipuri de proprietate privată, publică, publică a primăriilor, privată a primăriilor, persoane juridice, persoane fizice, un mozaic de tipuri de proprietate și, din păcate, o parte din aceste mici proprietăți sunt cumva în afara evidențelor oficiale. Ne dorim acest registru al proprietății pentru a aplica inclusiv măsuri de sprijin proactiv către proprietarii de păduri care doresc să îmbunătățească managementul pădurilor lor. Și că vorbeam de proprietarii, un principiu de la care plecăm și un obiectiv, o direcție strategică, ne dorim ca proprietarii de pădure să fie implicați și responsabili. Nu ne dorim ca proprietarii să-și abandoneze pădurile sau să ajungă în extrema cealaltă în care să-și taie ilegal propriile păduri pentru că statul nu poate să asigure un sistem prin care ei să beneficieze pe termen lung de niște venituri constante sau de niște servicii constante. În același timp, credem în principiul compensării
proprietarului privat de pădure pentru restricțiile impuse de societate. Am notat aici statul român, însă statul român este de fapt noi toți cetățenii, iar dacă un cetățean din București sau Brașov își dorește ca proprietarul privat de pădure să își protejeze pădurea, atunci trebuie să existe acest pact cumva între societate și proprietar, care proprietarul își primește un sprijin din partea societății pentru restricții, pentru un sistem mai responsabil de gestionare, dar în același timp proprietarul rămâne responsabil pentru tot ceea ce face în pădurea lui, pentru că deținătorul de pădure are și niște obligații față de societate pe care încercăm să le identificăm, să le stabilim concret la nivel de cod silvic și să spunem orice proprietar de pădure are dreptul la niște beneficii din partea pădurii, dar în același timp are și niște obligații foarte clare. Iar dacă, dincolo de un anumit prag, statul îi impune alte restricții, atunci principial ar trebui să-l compenseze pentru aceste restricții în a-și utiliza proprietatea. Beneficii pentru comunitățile locale. Ne dorim ca aceste comunități să prospere. Sunt cazuri în Europa în care oamenii părăsesc munții pentru că nu mai pot avea un venit sustenabil în zona montană. Ne dorim ca acest lucru să nu se întâmple în România, pentru că credem că dacă avem un sistem care a reușit să protejeze biodiversitatea din păduri și avem încă populații sănătoase de animale sălbatice și niște ecosisteme foarte complexe, asta se datorează și intervenții umane. Carpații sunt un peisaj natural, dar și cultural în același timp, în care activitățile umane nu au dispărut, ci au fost prestate într-un mod armonios. Deci am avut o relație mai armonioasă cu natura, altfel nu aveam astăzi pădurile pe care le avem, cele câteva zeci de mii de hectare de păduri virgine și quasi virgine pe care ne mândrim să le avem și pe care le-am inclus în acest catalog al pădurilor virgine și quasi virgine. Deci, comunitățile locale trebuie să aibă în continuare aceste beneficii de la păduri, să înțeleagă și rolul de a furniza servicii către societate, dar în același timp o comunitate care depinde concret și pragmatic de pădure ar trebui să aibă aceste beneficii și nu ar trebui să ajungem în situația în care îndepărtăm oamenii de pădure artificial. Pădure mai mult decât lemn, un concept sau un slogan sau un concept l-aș numi. Înțelegem rolul pădurilor, rolul sociocultural crescut. În același timp discutăm foarte mult de serviciile ecosistemice pe care pădurile le oferă. Aceste servicii trebuie valorizate, trebuie puse într-un context economic. Ne dorim să existe o piață pentru aceste servicii, pentru că de multe ori societatea ia ca și gratuite aceste servicii și cred că un sistem de plată acestor servicii ar aduce niște beneficii pentru proprietarii care înțeleg să aibă un management care să țină cont de impactul de mediu, social. Și acest sistem de compensare a serviciilor pe care pădurile le oferă este și un mod de a pune o valoare monetară pe toate aceste servicii. Știm că pădurile oferă foarte multe servicii societății, aer curat, captare de dioxid de carbon, furnizor de ape de calitate. În același timp, aceste servicii nu sunt cuantificate și cred că ar trebui cuantificate inclusiv din perspectiva unui calcul de eficiență când se face o investiție într-o pădure, stabilim că trebuie să, nu știu, facem un drum sau o investiție într-un peisaj forestier, trebuie să înțelegem și serviciile pe care le pierdem dacă pădurea de acolo va dispărea din cauza acestor investiții. Și pentru că statul român este un deținător important de pădure, un administrator a peste 3 milioane de hectare de pădure, ne dorim ca RNP, statul român, administratorul pădurilor statului, să fie un model de profesionalism, eficiență, eficacitate și implicare socială. În continuare, statul va trebui să furnizeze aceste servicii către societate la nivelul maxim posibil, pentru că pădurile statului sunt de fapt pădurile noastre și cred că cetățenii României trebuie să aibă o voce și un cuvânt de spus când vine vorba de cum și care s-ar trebui să fie obiectivele de management într-o pădure proprietate publică a statului.
Neutralitate climatică, vă spuneam la început că pădurile sunt, da, pădurile sunt considerate aliatul nostru cel mai important împotriva schimbărilor climatice. Aici neutralitatea climatică are două componente. În prima componentă este rolul de absorpție al gazelor cu efect de seră, deci pădurile trebuie să fie un absorbant de gaze cu efect de seră. În același timp, pădurile oferă acest produs climatic, prietenos climatic numit lemn, care va trebui să utilizeze, va trebui să fie folosit și să înlocuiască materialele mai poluante cu emisii mai mari pe principiul bioeconomiei și economiei circulare, adică există deja calcule care spun cât carbon este captat în produsele din lemn care rămân sau au un ciclu de viață lung. Și aici discutăm de case de lemn care pot dura până la 100 de ani și care vor capta practic carbonul în lemnul care este folosit în aceste construcții. Pădure diversă, stabilă și adaptată. Asta pentru că și pădurile sunt afectate de schimbările climatice, chiar dacă contribuie la atenuarea efectului schimbărilor climatice, ele suferă. Vedem cazuri de atacuri de insecte, de arbori care se usucă, de arborete destabilizate, de vânt, de zăpezi, de furtuni puternice și credem că a oferi păduri și a construi păduri mai diverse este un obiectiv pe care trebuie să-l avem, pentru că mai multe specii într-o pădure înseamnă de fapt o mai mare rezistență la schimbări climatice, pentru că chiar dacă una dintre specii este afectată, celelalte vor supraviețui și atunci principiul ăsta de a utiliza specii adaptate local și cât mai diverse în păduri și pentru împăduriri ar trebui să continue. În același timp, e nevoie de o gospodărie proactivă a pădurilor. Nu putem să ne așteptăm ca pădurile să supraviețuiască peste tot și fără intervenție umană. Credem că intervenția specialiștilor în păduri este esențială pentru a asigura adaptarea ecosistemelor forestiere la schimbări climatice. Cam astea sunt obiectivele în linii mari. Am vrut să le prezentăm într-un cadru cât mai prietenos posibil și îmi cer scuze dacă am fost foarte tehnic. Sper ca cei care ne urmăresc să înțeleagă ce ne propunem cu această viziune. În final aș spune că da, a fost un proces de consultare foarte profesionist, care s-a derulat pe o perioadă lungă de timp. Oricine a avut ocazia să contribuie concret la obiective, la măsuri, la textul acestei strategii, a avut ocazia să o facă. Încă acest lucru se poate face. Până în data de 15 septembrie așteptăm comentariile celor interesați de soarta pădurilor. Am început și procesul de evaluare strategică a acestei strategii naționale, pentru că și ea trebuie să parcurgă o procedură de evaluare a impactului asupra mediului și habitatelor și speciilor. Oficial, dezbaterea publică pe strategie va avea loc pe data de 22 septembrie. Astăzi a fost fixată și a fost anunțată pe site-ul Ministerului. Există și raportul de mediu și studiul evaluare adecvată deja disponibile publicului. O pagină dedicată strategiei forestiere naționale, o pagină de internet și încercăm foarte proactiv să comunicăm foarte mult despre acest obiectiv, despre această strategie, care dincolo de faptul că este un obiectiv asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, este un document de viziune care va stabili ce vom face cu pădurile de acum încolo, ce mai trebuie făcut. Există un plan de acțiuni care este atașat acestei strategii și aș spune că deși este finalul unui proces de 2 ani și ceva, este doar începutul unui proces de reformare, de adaptare la un nou context social și economic și de mediu al sectorului forestier. Mult de muncă în față, dar personal sunt încântat că am reușit să ajungem în această etapă pe ultima sută de metri, cum spuneam la început, și că la finalul lunii septembrie vom avea o nouă strategie, o nouă viziune pentru păduri, prin care am încercat să armonizăm, n-am făcut altceva decât să încercăm să armonizăm diferitele interese legitime ale diferitelor grupuri sociale și nu numai legate de păduri. Mulțumesc încă o dată celor peste 200 de experți care au lucrat această strategie. Fără ei nu am fi reușit să facem acest lucru. A fost un proces
original, l-aș numi, și inovativ de dezvoltarea unei strategii, pentru, poate că nu pentru prima dată în România, dar din câte știu eu, este un proces cu care ne putem mândri. Și procesul contează, apropo de cât de important e experiența drumului, câteodată mai importantă decât destinația. Cred că mulți au învățat multe în acest proces de 2 ani și ceva și mă bucur că anul ăsta vom avea ocazia să aprobăm prin hotărâre de guvern această strategie și să o folosim ca pe un manual de lucru, manual prin care autoritatea publică și nu numai urmăresc ce se întâmplă cu viitorul pădurilor din România. Asta a fost prezentarea mea. Bineînțeles, dacă sunt întrebări, sunt aici să răspund. Mulțumim, Ionuț. Aș interveni și eu puțin pe detalierea procesului consultativ, care a fost demarat în iulie 2020, angrenând marea majoritate a factorilor interesați de păduri. Și în prezent, după cum spuneai și tu, vorbim despre o schiță a strategiei naționale pentru păduri, care este disponibilă pe site-ul strategieforestieră.ro. Îl vedeți acum distribuit în mediul online. Fiecare poate, oricine este interesat, îl poate consulta această schiță și până la 15 septembrie poate trimite, să spunem, feedback-ul. Eu vreau să mulțumesc în mod special colegilor din cele două facultăți cu profil Silviu de la Brașov și Suceava, care au fost un adevărat sprijin și, cum spun eu cu ghilimelele de rigoare, două motoare puternice care au condus la apariția acestei schițe. Pentru că au coordonat în grupuri de lucru tehnice, au invitat experți, au integrat feedback-urile, le-au comentat transparent. Practic, ceea ce vedeți acum pe site este și un scurt istoric al tuturor activităților din ultimii 2 ani. Așadar, dragilor, cei care ne urmăriți, vă invităm încă o dată să parcurgeți schița strategiei naționale pentru păduri și orice recomandare, sugestie de îmbunătățire este binevenită. Eu aș mai insista puțin, Ionuț, și te-aș ruga puțin să detaliezi, apropo de conexiunea dintre strategia noastră pe care ne-o dorim și cele două strategii europene, cea de păduri și cea de biodiversitate. Pentru că n-am menționat în introducerea conferinței, dar e bine să afle și cei care ne urmăresc că atribuțiile tale la minister sunt pe relații internaționale și afaceri europene, context în care ai contact destul de des cu diferite entități de la nivel european și numai, pe spețe de păduri și multe altele legate de mediu. Așa că, cum vezi tu conexiunea dintre strategia noastră, ceea ce ne dorim să avem în 30 septembrie, și celelalte două strategii la nivel european? Te rog. Da. Strategiile europene pe biodiversitate și cea pe păduri sunt documente programatice. Sunt tot documente de viziune. Am început când am elaborat, practic, când am lucrat și am negociat Programul Național de Redresare și Reziliență, programul de pe păduri, unul dintre milestone, unul dintre jaloane a fost această strategie forestieră națională, pentru că știam că strategia pe biodiversitate este aprobată și cea forestieră și am considerat că e momentul oportun ca această strategie să preia, de fapt, și obiectivele din strategiile europene. Și aș putea spune, fără să exagerez, că strategia forestieră sau strategia națională pentru păduri, să o numim așa, României, este perfect aliniată cu obiectivele din strategia europeană. Există o corespondență foarte clară pe care colegii de la cele două universități au făcut-o, pentru că unul dintre obiectivele contractului de asistență tehnică a fost acest studiu privind care sunt oportunitățile și provocările de implementare a strategiei forestiere europene în România prin acest instrument numit Strategia Națională pentru Păduri. În același timp, dacă discutăm de păduri protejate și de ce păduri ar trebui să protejăm, obiectivul strategiei europene, unul dintre obiectivele strategiei europene pentru biodiversitate este să existe peste 30% din suprafața națională acoperită cu arii protejate și 10% din această suprafață națională sub protecție strictă, să o numim așa, deși definiția e un pic mai nuanțată decât atât.
Și aici strategia națională vine și spune, da, ne dorim ca 10% din ecosistemele forestiere să fie protejate. Deci aici obiectivul principal al strategiei de biodiversitate la nivel european este implementat prin strategia națională pentru păduri. Acoperirea cu arii protejate a suprafeței de păduri din România este undeva la 40%. Deci la, ca procent total nu avem o problemă. Habitatele forestiere sunt incluse în situri Natura 2000 și arii protejate de interes național în proporție de peste 40%. Provocarea va fi, bineînțeles, să extindem zona de protecție strictă de la 3-4% cât este momentul ăsta la 10%. Există un proces de extindere a suprafețelor de protecție strictă în parcuri naționale, care este inclus și în programul de guvernare. Și cred că vom identifica relativ ușor aceste suprafețe care vor trebui protejate mai atent, mai bine. Avem suficiente păduri care deja sunt într-un sistem de protecție pe sistemul clasic silvic din România. Deci nu cred că va fi o mare provocare să ajungem la acest 10% ecosisteme forestiere protejate strict. Bineînțeles că pe lângă asta există aceste ținte climatice. Pădurile trebuie să absoarbă o anumită cantitate. Europa a propus o țintă europeană de câteva sute de milioane de tone de dioxid de carbon și ea este foarte concret împărțită pe țări. României îi revine și ei o sarcină de, dacă nu mă înșel, undeva la 23 de milioane de tone de dioxid de carbon. Și aici nu vom avea o problemă. România va putea, pădurile României vor putea absorbi acest dioxid de carbon fără niciun fel de probleme. Știm cu toții și dacă ne uităm la datele din inventarul forestier național, pădurile României cresc. Creșterea este foarte activă. Avem peste 55 de milioane de metri cub creștere anuală. Suprafețele de păduri, contrar unor percepții eronate sau deformate, suprafața cu pădurea României a crescut, stocul de lemn din pădurile României a crescut, deci există toate premisele ca pădurile să-și, pădurile României să asigure și acest rol de absorpție de gaze cu efect de seră fără niciun fel de problemă. Chiar cred că în anumite zone putem aplica un management mai activ decât o facem în moment, în acest moment. Deci aș spune că obiectivele din strategiile europene sunt perfect reflectate în strategia națională pentru păduri. Nu văd nu există niciun conflict între ce am propus noi la nivel național și strategiile la nivel european și este printre primele, dacă nu prima strategie națională pentru păduri aprobată sau va fi aprobată după adoptarea strategiilor europene. De asta suntem și într-un proces de comunicare foarte activă. Europa trebuie să știe ce se întâmplă concret cu pădurile din România, dincolo de fake news, de interpretări distorsionate a realităților, dincolo de problemele inerente unui sector forestier ca cel din România. Avem și lucruri pe care le putem prezenta europenilor, avem și exemple de bune practici cu care putem ieși în față și deja facem asta foarte activ la nivel european. Sunt ambasade care sunt interesate de acest document strategic. Chiar zilele trecute am avut o prezentare pentru ambasada SUA. Ambasadele europene sunt interesate, țările nordice sunt interesate ce se întâmplă cu pădurile și vom continua să prezentăm această radiografie, să-i spunem, a pădurilor României, obiectiv, transparent, cu provocările, dar și oportunitățile pe care un sector forestier românesc le poate oferi. Apropo de siturile Natura 2000, pentru că tot a apărut recent un articol într-un ziar online, să zic așa, nu dau numele, că nu vreau să fac reclamă de alta, și pentru că ai menționat puțin mai devreme, ce înseamnă managementul pădurilor în siturile Natura 2000? Pentru că sunt multe voci, evident în necunoștință de cauză, care spun că nu ai voie să tai în situri Natura 2000. Ne poți explica, te rog frumos, pe scurt, ce înseamnă Există o abordare foarte simplistă. Lumea aude de arii protejate și își închipuie că nu există decât un tip de arii protejate și acolo, într-o arie protejată, nu mai faci nimic și nu te mai atingi de... nu mai extragi lemn sau nu mai faci nimic. Îl observi de la distanță și cam asta e tot ce se poate face în arii protejate. Realitatea este alta, avem mai multe categorii de arii protejate.
avem rezervații științifice cele mai restrictive, avem parcuri naționale care sunt cumva pe nivelul 2, iar siturile Natura 2000, aceste arii protejate de interes european, nu interzic în aceste conceptul de arie, de rețea de arii protejate Natura 2000, nu vine să interzică activitățile economice sau activitățile de extragere a măslinoase. În Natura 2000, în aceste arii protejate, trebuie să ne asigurăm că extragerea lemnului sau orice activitate care se desfășoară nu are un impact semnificativ asupra stării acestor ecosisteme și specii. Și acest lucru se poate face foarte bine printr-un management activ, nu trebuie să avem protecție strictă, să nu ne mai atingem de păduri, să nu mai extragem lemn, ci trebuie doar să o facem cu atenție, trebuie să existe un sistem de a evalua impactul activităților forestiere asupra acestor habitate și specii, pe care există niște proceduri prin care se evaluează acest impact. Asta face și cu strategia națională pentru păduri, evaluăm impactul implementării ei asupra habitatelor și speciilor, pentru a ne asigura că ceea ce facem noi în pădurile României nu deteriorează habitate, nu distruge specii. Și într-o abordare foarte simplă aș pune într-un context un pic foarte pragmatic. Dacă până acum am recoltat lemn din pădurile României și am avut un management activ, și cu toate astea, dacă ne uităm pe statisticile europene, vedem că habitatele din România, inclusiv cele forestiere, sunt în cea mai bună stare de conservare la nivel european, înseamnă că dincolo de provocări, și nu o să ascund niciodată problemele din sectorul silvic, s-a făcut și ceva treabă bună în pădurile din România. Faptul că pădurile și habitatele forestiere în România adăbostesc nivelurile ale biodiversității, care în alte țări europene au dispărut, specii care au dispărut, o întreagă plajă de specii de la ciuperci și insecte până la carnivore mari și păsări care în alte părți ale Europei au dispărut, arată că totuși această intervenție a omului în pădurile din România s-a făcut un pic mai prudent și că cu excepțiile pe care le cunoaștem și în cazurile în care s-au perturbat și s-au deteriorat habitate forestiere, în cea mai mare parte din pădurile României lucrurile nu stau rău, dimpotrivă avem exemple de bune practici pe care le putem arăta. Și aici cred că e important să ne documentăm din surse științifice, trebuie să ne uităm la pădurile României folosind opțiunea asta de zoom out, nu la exemplele concrete și foarte punctuale în care pădurea a dispărut, ci pe ansamblu la peisajele forestiere românești care sunt conectate, care sunt mai puțin afectate de perturbări sau de degradări sau de, e un termen tehnic care îmi lipsește acum, l-am uitat, dar această integritate a pădurilor, acest Forest Integrity Index, un indicator foarte tehnic care arată că ecosistemele forestiere din România sunt interconectate, nu sunt fragmentate și că fluxul de informații în aceste ecosisteme este foarte bun. Deci recomand tuturor iubitorilor de păduri să se uite la ele să folosească surse oficiale, nu neapărat românești, pentru că știu că lumea în general nu prea are încredere în autoritățile din România, dar sunt foarte multe surse de informații la nivel european și internațional care arată că situația din pădurile României este departe de imaginea de cataclism sau de pierdere totală a pădurilor din România. Îmi permis puțin, Ionuț, că ai amintit de acest Forest Landscape Integrity Index. Este o hartă, o vedeți aici pe forestintegrity.com, rezultatul unui studiu care a angrenat, dacă îmi amintesc eu bine, 47 de experți, cred că de pe vreo 4 sau 5 continente, universități preponderent, dar și ONG-uri și mulți alți factori interesați. E o hartă interactivă care, în traducere, sună în felul următor. Cu cât este mai verde, cu atât pădurile sunt mai interconectate. Adică managementul forestier s-a întâmplat, dar nu a avut, să spunem, un impact distructiv asupra pădurilor respective. Și sigur, avem zone cu multă pădure, cum este nordul Americii, cum este zona de Brazilia, cum este evident Rusia,
cum este surprinzător poate pentru unii zona centrală a Africii, dar v-aș invita puțin să ne uităm în Europa. Spun încă o dată, cu cât este mai mult verde, cu atât pădurile sunt mai interconectate, ar fi în traducere. Cu cât este mai mult maro, înseamnă că zonele cu pădure, peisajele forestiere sunt mai fragmentate. Și v-aș invita să mergem de la nord către sud, Norvegia, Suedia, venim așa puțin pe vestul și centrul Europei, observăm surprinzător pentru unii poate destul de mult maro și venim apoi în Carpații Românești, dar nu numai, zona evident României, Serbiei, Bulgariei, unde constatăm că este mult mai mult verde. Explicațiile sunt multiple. Din punctul meu de vedere, managementul forestier aplicat în aceste regiuni este unul very close to nature, cum se menționează și în strategia europeană. Așa că, iată un exemplu, sunt și altele. Un exemplu de studiu internațional, din păcate niciun român acolo, dar poate că este bine, apropo de eticheta faptului că unele studii făcute de români nu sunt relevante, ba da, sunt foarte multe studii făcute și de români foarte relevante, inclusiv la nivel internațional, dar zic eu că este o oglindă foarte fidelă a ceea ce înseamnă managementul forestier aplicat în țara noastră, comparativ cu multe din țările europene, cu care vrem să ne comparăm, dar din punctul meu de vedere ei ar trebui să tindă către noi, apropo de close to nature, forest management și multe alte aspecte. Nu mai zic de partea de long-term forest planning, ceea ce la noi înseamnă amenajamente silvice. Le avem de 70-200 de ani, avem un plan foarte bine făcut, ceea ce înseamnă modul de gestionare durabilă a pădurilor. Ionuț, dacă vrei aici să adaugi, te rog, ceva? Da, nu mai am ce să adaug, vreau doar să discut un pic și despre acest proces pe care l-am început în România de identificare a habitatelor forestiere degradate și aș vrea să discutăm un pic despre Global Forest Watch, această aplicație a Universității din Maryland care arată pierderile temporare de fond forestier de pădure pe care mulți le interpretează ca pe niște pierderi permanente. Ori aici, inclusiv aplicația Global Forest Watch, pe lângă acest forest cover loss, adică această pierdere de pădure, vine și cu tool-ul numit Forest Cover Gain, adică suprafețele de pădure care au fost regenerate. La nivelul României am făcut o identificare a suprafețelor care au avut pierderi temporare de pădure, să înțelegem dacă ele au fost regenerate la timp, dacă proprietarii au respectat practic legislația națională și le-au împădurit în termen de 2 ani, dacă ele s-au regenerat natural sau nu. Și am făcut o hartă interactivă pe care am pus-o inclusiv pe site-ul Ministerului Mediului și pe pagina de Facebook, prin care practic în niște situri Natura 2000 reprezentative, Maramureș, Făgăraș, Frumoasa, am făcut un plan de verificare în teren a acestor suprafețe, am colectat date, am suprapus în GIS hărți amenajistice și planuri de management ale acestor situri Natura 2000, ale acestor arii protejate și am făcut o monitorizare în două faze, o monitorizare bazată pe imagini satelitare și utilizând această aplicație Global Forest Watch, care este foarte mult utilizată la nivel internațional, dar și date din teren de la ocoale silvice, de la gărzi forestiere. Este un proces pe care l-am prezentat când am avut discuția la Domogled Valea Cenei, în Parcul Național, și pe care îl continuăm. Ne dorim ca cei interesați de monitorizarea acestor suprafețe să participe, alături de gărzile forestiere și colegii de la Agenția Națională de Arii Naturale Protejate, în identificarea lor pe teren și dacă este cazul să refacem ecologic aceste suprafețe, suntem dispuși să o facem, este și finanțare în acest sens. Este o promisiune făcută inclusiv către Comisarul European pentru Mediu, Virginiu Sinchevicius, pentru că vrem să arătăm că, dincolo de imaginile care se văd din satelit, realitatea din pădurile României este alta, este diferită. Nu vom putea monitoriza niciodată din satelit modificările care apar în pădurile României. Pădurile României și orice pădure se monitorizează mergând la pas prin ele. De multe ori regenerarea naturală dintr-o pădure
Nu se vede din satelit decât după 7, 8, 9, 10 ani, dar dacă procesul este urmărit și dacă proprietarii de pădure și administratorii își fac treaba și o fac de cele mai multe ori, nu vom avea probleme și continuitatea pădurii este asigurată. Și da, încă o dată trebuie să ne uităm la aceste instrumente, să înțelegem cum să le folosim. Există tot felul de explicații ce înseamnă forest cover loss și forest cover gain. Cred că și mă bucur că faceți aceste emisiuni, aceste live-uri, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu pădurile astea și să nu, oamenii informați corect nu mai pot fi manipulați și atunci și noi, cei care trebuie să luăm decizii politice legate de păduri, le vom lua bazându-ne pe realități obiective și nu pe percepții, pentru că sunt foarte multe percepții greșite, foarte multe dezinformări care există în acest mediu. Și rolul nostru este să vedem exact ce se întâmplă cu pădurile României, să ne uităm pe date științifice, pe imagini satelitare concrete, pe sisteme de monitorizare care să ne arate unde suntem, care sunt problemele și care sunt măsurile sau, mă rog, corecțiile pe care le putem aplica. Îmi permit să răspund eu, doamnei Mihaela Telea, apropo de comentariu cu privire la faptul că a noastră conferință a deviat puțin de la subiectul principal și anume Strategia Națională pentru Păduri. Îmi permit să vă contrazic, doamnă, din simplu motiv pentru, din punctul meu de vedere, este o opinie personală, când vorbim despre un proces atât de amplu și de un rezultat transpus în 76 de pagini la momentul respectiv, schița strategiei naționale, în toți acești 2 ani au fost multe grupuri de lucru în care au fost discutate foarte multe aspecte. Întâmplarea face că cunosc și eu procesul încă din fașă și inclusiv aceste aspecte, apropo de studii independente realizate de alte entități, au fost luate în calcul, au fost discutate. Revenind concret la schița strategiei, încă o dată spun, ea se regăsește pe site-ul strategieforestieră.ro la capitolul derularea proiectului. Este publicly available, ca să spun așa, este în consultare. Orice feedback este binevenit până în 15 septembrie. Sunt de asemenea informații și pe site-ul Ministerului Mediului, dar acest site, să spunem, este cel care este, dacă vreți, un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Este un comentariu al doamnei diaconului Izabela, pe care vă invit să-l citiți pe pagina de Facebook. Îmi permit să fac rezumatul. Face referire la natura proprietății terenurilor forestiere și e bine să știm că până în Revoluție, mai exact perioada 1947-1989, exista un singur proprietar în România, și anume statul român. În prezent vorbim de o paletă destul de diversificată de proprietari, proprietate publică stat, proprietate publică UAT, proprietate privată UAT, proprietate privată persoane fizice, persoane juridice, iar făcând referire la persoanele fizice, atât cât știu eu, vorbim de sute de mii, undeva la vreo 700 de mii probabil de persoane fizice proprietari de pădure și sunt convins că cei care ne urmăriți aveți în proprietate sau dacă nu aveți membri în familie apropiați care au pădure. Ceea ce spune doamna Izabela și mulți suntem în acest asentiment, să zic așa, sigur, normele tehnice, ultima ediție 2000, din punctul meu de vedere, clar trebuie restructurate și clar trebuie focusate și pe proprietarul de pădure mic. Dar mai este o paletă și asta o spun din propria mea experiență. Încă nu sunt foarte multe structuri ale proprietarilor coagulate care să formeze o voce puternică, pertinentă, documentată și să își susțină cauza. Dar, pe de altă parte, eu zic că este un început foarte bun și iată că în acest proces consultativ, reprezentanții ai proprietarilor de pădure au fost la masă și au exprimat punctele de vedere, iar acestea au fost încorporate în această schiță a strategiei naționale. Așa că, prin urmare, vă invităm să parcurgeți schița. Încă o dată spun, orice feedback este foarte binevenit. Eu îmi voi încheia intervenția până a mulțumi colegilor din cele două facultăți. Îi vedeți aici cu nume și prenume, echipa de coordonare și echipa de experți.
la care s-au alăturat în cea de-a doua fază de, să spunem, de schițare a strategiei, alți undeva la un total de 63 de persoane, dacă nu greșesc eu, care au ajutat semnificativ la realizarea acestui document. Eu vă mulțumesc. Sorin, Ionuț, dacă ai ceva de adăugat în final, te rog. Nu, și eu închei mulțumind celor care au contribuit, experți, oameni interesați de păduri, mult interes față de acest document. Este încă o dată finalul unui proces de elaborare unei viziuni, dar în același timp un pas, un prim pas pentru această reformă a sectorului, care va trebui să meargă mai departe cu un nou cod silvic, cu hotărâri de guvern, cu ordine de ministru, cu norme tehnice în silvicultură. Este doar un început. Mă bucur că avem ocazia să discutăm foarte mult pe tema asta și că să o prezentăm cât mai mult publicului. Și sper ca la finalul lui septembrie să avem un document strategic solid, consolidat, agreat și acceptat de cât mai mulți dintre cei care sunt interesați de păduri. Mulțumim frumos, domnule secretar de stat. Abia așteptăm să discutăm și cu alte ocazii și despre alte aspecte. Mulțumim și celor care ne-ați urmărit și ne-ați transmis comentarii sau întrebări. Înregistrarea va rămâne pe pagina de Facebook la Fapte Bune în România. Încă o dată spun, schița strategiei se află pe site-ul strategieforestieră.ro. Este la liberă consultare și cu atât mai mult așteptăm feedback-urile noastre. Mulțumim frumos, seară bună să aveți în continuare. Mersi și eu. Salutare tuturor. Seară frumoasă.